Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Celui Nevăzut. Astăzi avem un subiect de interes public. Încercăm să abordăm tema politicii și a vieții societății noastre, relația dintre societatea în care trăim și politica interesantă și importantă în guvernarea societății noastre. Încercăm să discutăm despre acest subiect pentru că traversăm un an bogat în alegeri, începând cu ianuarie, vor fi dezbateri politice, prezentarea unor programe politice și multe emisiuni de televiziune în care vor fi prezente discursurile politicienilor, teme care sunt foarte importante pentru mersul societății noastre și în ansamblu, dar și la nivelul comunităților locale. De fiecare dată, după Revoluția din decembrie, politica a reprezentat o temă foarte importantă, mai ales că avem, nu-i așa, o anumită libertate de exprimare, de manifestare a alegerii noastre, a alegerilor noastre politice și poate că e important să discutăm și despre cultura politică a societății și a oamenilor în general. Pentru că există o strânsă legătură între mersul dinamic a politicii unei societăți și cultura politică a cetățenilor. Ne-am gândit să discutăm despre aceasta din perspectiva științelor politice, evident, și avem ca invitat un lector universitar vivace, prezent în subiect și care predă tema studiilor și a științelor politice la Facultatea de Filozofie a Universității din București, domnul lector universitar Laurențiu Gheorghe. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mă bucur pentru invitație. Mărturisesc că este un subiect incomod, politica, și asta pentru că există câteva zone de nesiguranță. Mai întâi, există o foarte slabă cunoaștere a politicii ca știință sau a științelor politice. Poate ne-a ajutat să facem o distinție aici. Și temerea că o astfel de dezbatere ar putea să nu fie atractivă pentru cetățeni, deși politica este foarte interesantă și fierbinte ca subiect de dezbatere și cunoaștem foarte bine și audiența subiectelor care prezintă dezbaterile politice în sânul societății noastre și felul în care presa reușește să exploateze la modul cel mai profesionist cu putință dezbaterea politică. Pe de o parte avem acest interes al societății pentru politică, pe de altă parte eu simt și vă rog să mă corectați dacă nu cumva greșesc, o anumită inapetență pentru știința politicii sau pentru științele politice, o anumită cunoaștere mai sistematică a subiectului, care ar putea face parte din ceea ce numim cultura politică. Este aceasta o ipoteză corect formulată sau este doar o prejudecată? Ar trebui să o testăm ca să putem să răspundem din punct de vedere științific. Așa putea să ne facem o idee urmărind felul în care concetățenii noștri, de exemplu, înțeleg în dezbaterile despre politică să interpreteze diverse politici publice, diverse sondaje de opinie, rezultatele unor alegeri și așa mai departe. Și vedem că foarte puțini dintre ei utilizează instrumentele științelor politice. Din păcate, științele politice nu fac parte, să spun așa, din inventarul de bază al cunoașterii predat în sistemul nostru de învățământ, deoarece, cu excepția câtorva materii care le abordează pe parcursul liceului și cred că în clasele 5-8, cultura civică, de exemplu, sau filozofia, ele sunt văzute ca fiind una dintre acele științe sociale pe care le urmează cei care doresc să se specializeze ulterior. Dar, să zicem așa, în zona academică, de exemplu, Facultatea de Științe Politice a Universității din București are în ultimii ani un succes foarte
consistent în atragerea de studenți, atât studenții din România, cât și studenți din afara României. Iarăși, la Facultatea de Filozofie există un modul de filozofie moral-politică care, iarăși, este foarte atractiv pentru studenții de la filozofie. Și nu numai, există și în țară, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din Iași, de exemplu, au catedre și departamente foarte puternice în acest domeniu. Dar știința presupune o oarecare rigoare și cunoașterea unor, să spun așa, instrumente de cele mai multe ori, nu mă sfie să o spun, matematice. Ori matematica, după cum am văzut în ultimele rezultate ale testelor PISA, nu este neapărat punctul nostru forte. În ce sens? Și asta este o discuție interesantă apropo de științele politice. Dacă vă uitați la tipul de probleme din testele PISA în care elevii români au avut dificultăți, sunt cele în care matematica este aplicată unor probleme concrete. Asta, da. Da? Ori, ideea de a aplica matematica care în România este învățată într-un mod destul de abstract, sigur, la un nivel foarte înalt. Nimic de spus, școala noastră de matematică are rezultate consistente în concursurile internaționale, cercetătorii noștri, universitarii noștri sunt în top, publică în cele mai prestigioase jurnale. Însă modul în care cunoașterea de bază matematică impactează felul în care oamenii își trăiesc viețile și înțeleg să transfere acest gen de conținut abstract într-o formă concretă, scârție. Uh-huh. Și cred că aici este deosebit important ca noi să schimbăm un pic lucrurile și elevii să înțeleagă și studenții că aceste instrumente, că matematica pe care o fac nu este o chestiune abstractă, fără niciun fel de rost sau te ajută doar să numeri banii. Da, cumva e înfricoșător sau, să spun, e îngrijorător dacă o bună cunoaștere a dinamicii politice ține de matematică. Mă gândesc că asta restrânge și mai mult posibilitatea publicului larg, a celor care deja și-au finalizat pregătirea și care sunt de mulți ani în câmpul muncii, li se restrânge multora posibilitatea de a se mai cultiva politic. Mă gândesc la ce înseamnă, de fapt, să înțelegem fenomenul politic. Pentru că aici ar exista două registre de lectură. Mai întâi este, să spun, cel mai înalt, imaginat, așa, ad hoc, lectura expertului care vede prezentarea discursurilor politice și ecourile lor la nivelul maselor și felul în care diverse discursuri capitalizează mai mult sprijin electoral. Specialistul face această lectură din perspectivă științifică și ar exista un al doilea registru, deci cel de-al doilea registru ar fi acesta în care expertul evaluează gradul de cultură politică a maselor și eventual gândește posibilități prin care cetățenii să se cultive politic până la această lectură statistică, ca ei să poată alege în cunoștință de cauză între ofertele pe care le oferă partidele. Am senzația că sunt două registre diferite și că nu putem cere publicului larg să aibă această cunoaștere statistică a unei dinamici care cu adevărat este formidabilă și aici am senzația că matematica este indispensabilă, dar în același timp nu putem nici nega un al doilea nivel de pregătire politică pentru cel care își pregătește votul pentru alegeri. Și am sentimentul că există un gol între nivelul de înțelegere academică a politicii și felul în care cetățeanul de rând votează după ce a ascultat câteva discursuri politice și a urmărit câteva dezbateri. Între cele două există un nivel intermediar care să-i ofere cetățeanului posibilitatea să se cultive politic și să fie un votant într-o manieră mai conștientă, mai asumată,
decât simplul, eu știu, telespectator care urmărește ceva și apoi votează inspirat sau influențat de un discurs? Sigur că sunt două paliere distincte. Unul este cel al cunoașterii științifice, deci abordarea științifică a unui fenomen, cum este fenomenul politic, care are rigorile ei, și alta este cultura civică și politică necesară pentru a face alegeri informate și alegeri bune în spațiu public și mai ales în spațiu politic. Sigur că una o informează pe cealaltă. Nu toată lumea trebuie să aibă cunoștințe de statistică avansate, dar ele ajută. De ce ajută? Pentru că noi trăim într-o societate în care preeminente sunt chestiunile economice. Și chestiunile economice acum se bazează foarte mult pe înțelegerea unei dinamici complexe, atât în ceea ce privește, să zicem așa, producție economică, dimensiunea financiară, impactul politicilor publice asupra mersului economiei și așa mai departe. Sigur că sunt specialiști care fac chestiunea asta, dar și publicul ar trebui să înțeleagă un minim care să-i permite să evalueze propunerile politicienilor. Da? Mm-hmm. Când cineva spune, domnule, voi tăia toate taxele, da? Cetățeanul, sigur că o primă reacție ar fi că se bucură, că plătește mai puțin. Da. Trebuie să înțeleagă și o interdependență între anumite chestiuni. Dacă tăiem taxele, nu mai avem venituri, nu mai putem să investim în anumite zone care ne interesează. Da. Iarăși, trebuie să înțelegem chestiuni cum ar fi politicile monetare, care sigur sunt complicate, dar iarăși au un impact direct asupra vieții noastre. Deci este un palier al înțelegerii fenomenului politic care este accesibil experților, dar care prin medierea școlii, de exemplu, ajunge să fie diseminat în rândul oamenilor. Face parte din o cultură politică. Dar există și un alt tip de cultură politică care nu se bazează atât de mult pe științele, să zicem așa, în sensul foarte strict al cuvântului, și se bazează pe expunerea la un mediu politic sănătos. Și aici e, de fapt, chestiunea cea mai importantă. Pentru că o cultură politică democratică nu este ceva ce înveți exclusiv din școală sau citești în cărți. În primul rând și în primul rând, ai nevoie de a exersa asta în spațiu public. De aceea, orice formă de organizare comunitară e o formă care implică un aspect politic. În ce sens? În sensul în care oamenii când se adună și trebuie să ia decizii împreună, care afectează bunul mers al vieții lor, ei fac politică. Da? Sigur că atunci mecanismele pe care ei le utilizează nu sunt conștienți. Nu? E vorba de persoasiune. Nu? Cineva încearcă să-i convingă pe cei de acolo să meargă într-o direcție. Tipul de argumente pe care le folosește sunt argumente de natură financiară, de natură etică, de natură religioasă, pot fi de mai multe feluri. Fiecare are un impact. Dar cel mai important este cultura de a discuta înainte de a alege, de a decide. Sigur că în unele situații deciziile, să spun așa, se iau de un cerc foarte restrâns. Dar deciziile care afectează comunitățile, în general, deciziile la care avem și noi acces, se iau printr-o dezbatere. Ori cea mai importantă cultură politică este această cultură a dezbaterii. Oamenii să poată să spună ce doresc ei, cum văd lucrurile, să încerce să negocieze cu ceilalți un compromis, în așa fel încât o majoritate, cei mai mulți dintre ei, să poată să-și atingă interesele și scopurile și, în același timp, decizia să nu afecteze dramatic, da, minoritatea care nu este convergentă cu aceste scopuri. Asta este definiția unei culturi democratice. Dar atenție, o cultură democratică este un exercițiu continuu care se dobândește în timp. 30 de ani, de exemplu, nu, de-abia acum își produc efectele. Da? Deși foarte multă lume este dezamăgită de cum merg lucrurile, totuși există niște efecte ale faptului că au fost expuși unui exercițiu de dezbatere. Sigur că dezbaterea are diverse forme, unii sunt dezamăgiți, alții sunt frustrați de faptul că
societatea nu avansează suficient de repede în direcția pe care o doresc ei, alții din contră se simt amenințați că societatea merge mai repede decât își doresc ei. Dar așa o creștere a exigenței se resimte. Care este farmecul democrației, să zicem așa, sistemul care, deși nu este perfect, este cel mai, să zic, spun unii, cel mai prost dintre cele pe care le putem utiliza, dar singurul care funcționează, este că oferă, prin mecanismele de vot, un feedback celor care decid. Adică ajunge cineva la putere și face cam ce își dorește. Dacă n-ar exista această ghilotină a alegerilor, în care peste un anumit interval trebuie să-i convingi din nou pe oameni să îți acorde încrederea, probabil că nimeni nu și-ar schimba modul de a acționa decât în cazuri cu totul deosebite. Dar așa, pentru că există această presiune, și chiar dacă mulți spun, domne, alegerile nu contează, partidul totul e aranjat, e o mascaradă, tot timpul vor exista... Observăm că, de fapt, atât în felul cum acționează partidele politice, dar și alegătorii, de fapt, lumea ia în serios procesul. Chiar dacă textual ei spun nu avem încredere în instituțiile astea, nu avem încredere în politică, nu avem încredere în politicieni, nu ducem să votăm. Da? E bine că odată ce trece timpul și oamenii văd că pot penaliza, de exemplu, nivelul de bază, da? Poți penaliza o politică publică care nu-ți convine, nu? Votându-i, votând al partid. Nu-ți place partidul X, votezi partidul Y. Simplu mod de a-i de afară pe unii și a-i aduce pe alții, odată ce îl experimentezi, îți dă oarecare încredere în faptul că procesul funcționează. Da. De asta, de exemplu, politicienii se sperie când văd sondajele de opinie în care scade încrederea în ei sau în... De asta, de exemplu, când partidele selectează, da, candidații pentru funcții importante, în funcție de se uită priză la câtă încredere are populația în persoana respectivă. Iar această încredere, sigur că, bun, există un întreg eșafodaj al comunicării politice și al marketingului politic care ajută, dar ajută pe un fond existent. Adică există niște oameni care au un anumit tip de conduită, semenii lor văd și au încredere. Da? Chiar dacă acest proces este distorsionat, dar nu este distorsionat fundamental. Dintr-o persoană care este absolut impalatabilă, nu poți să faci un erou sau un politician de maxim succes. Poți să-l păcălești pe oameni odată, de două ori. Da? Alegerile repetate, și asta e o chestiune interesantă, de capacitatea de a exprima opțiunea este deosebit de importantă. Fie și de a penaliza ceea ce se întâmplă. Deci, chiar dacă nu-ți place nimeni dintre cei... faptul că tu poți să alegi pe altcineva e deosebit de important. Dar ăsta este doar primul nivel. Dar face parte din cultura politică. Următorul nivel este, ca să spun așa, votul pozitiv. În sensul în care te uiți să vezi ce ofertă ai. Dintre ofertele existente, care se apropie cel mai mult de interesele tale, dar nu numai de interesele tale, pentru că politica are și o componentă a binelui comun. Nu e doar un joc pur al intereselor. Noi suntem împreună o societate, o comunitate. Și atunci, politicienii care reușesc să transmită publicului încredere că vor urma acele țeluri care duc către binele comun, au câștig de cauză. Se produce o mutație, totuși, după 30 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, în sensul că oamenii devin din ce în ce mai conștienți de importanța felului în care trăiesc în comunitate, în racord cu viața lor proprie. Și din ce în ce mai mulți români sunt atenți la aceste aspecte ale existenței lor. Da? Cum arată orașele noastre? Nu ne păsa cum arată orașul acum 10 ani. Ne păsa să avem ce să mâncăm, să trecem iar. Acum ne interesează cum arată orașul. Cum arată politicienii? Ce fel de joburi avem? Da? Din ce în ce mai multă lume nu mai acceptă joburi plătite prost. Nu, încep să nu mai vrem. Și noi să trăim un pic mai bine. Și toată această dinamică are legătură cu procesul politic. Pentru că și politicienii nu mai poate să cumpere voturi acum cu găleți.
Da? Mm-hmm. Era pe vremuri. Da, veneau, dădeau găleți. Lumea are gălețe acum. Trebuie să oferi ceva mai mult. Aveam tentația aceasta să vă întreb dacă nu cumva prin lectură, cultivarea spiritului critic, lectură din sfera politicii sau a studiilor politice, am putea crește acuratețea și pretenția alegătorului, care să pună presiune suficientă pe partidele politice ca să-și ventileze personalul și să vină în față cu lideri de credibilitate și de competență. Dar mă gândesc că ați spus deja că există alte mecanisme. Acest interes de a arăta bine orașul, de a avea o slujbă bine plătită cu taxe rezonabile, de a avea servicii medicale de calitate. Există și alți contributori la acest electorat pretențios, electorat interesat de analize mai exigente cu referire la politice. Nu e neapărat nevoie să existe o cultură politică în sens clasic, să citești autori de dreapta ca să cunoști dreapta, să citești autori conservatori și iată că ești un conservator. Ai putea să fii un foarte bun analist politic la nivelul societății obișnuite, a omului obișnuit, dacă te interesează să vezi cum merg lucrurile, cum a progresat orașul, cum a progresat serviciile, cum și de aici să vină votul de penalizare sau de sprijin. Nu? Dacă ne uităm la sondajele de opinie, da? Care îi întreabă pe electori în cine au încredere, și o să vedem că politicienii locali, da? Care au rezultate, sunt în topul încrederii. Chiar dacă ei sunt poate din punct de vedere ideologic sau chiar și din punct de vedere al culturii în sensul cel mai, să zicem așa, academic și intelectual, stau destul de prost, faptul că ei sunt, ca să dau un așa, bun gospodar, dacă se vede, nu? Avem locuri de parcare, au vopsit blocurile, curge apa, e cald în casă, la piață nu mai stai să aștepți, au făcut ei parcare subterană, intri, te duci cu mașina. Adică, chestiuni care nu sunt politică înaltă, ci sunt chestiuni care contribuie la bunăstarea oamenilor într-un mod direct. Și oamenii sunt exigenți. De ce? Pentru că ei se... Un mare avantaj este faptul că, intrând în Uniunea Europeană și având această mobilitate, avem aproape 4 milioane de oameni care trăiesc în afara României. Oamenii ăștia se duc și se întorc. Nu? Asta este o mutație formidabilă. Oamenii când se duc și se întorc, dintr-o exemple de astea. Bun, te-ai dus, ai stat în Italia și vezi că iau bideu. Și neamul tău nu s-a gândit la chestia asta. Și când te întorci în România... Și bă, da, vreau și o chestie. Bun, pare a fi trivial, dar nu e trivial. Nu, este, nu. Adică oamenii observă că se poate trăi altfel, că în alte părți autoritățile publice oferă niște lucruri, da? Calitatea vieții e mai bună, și atunci vin în România și zic, da, la noi de ce nu se poate chestia asta? Adică e atât de greu? E atât de greu? Cred că s-a schimbat ceva. Abia acum conștientizez. N-am vizitat zona aceasta și îmi dau seama câte lucruri poate evidenția un specialist care are ochiul format și urmărește toată această dinamică. Cred că este o mutație profundă ideea aceasta de a te uita cum arată parcarea și în ce măsură unele servicii sunt puse la punct și să oferi un vot. Spre deosebire de anii 90, când votul, poate greșesc, dar atât îmi amintesc, și vă rog să mă corectați dacă greșesc, a fost oferit eminamente pe criteriu de discurs. Cine are discursul cel mai coerent, cine reușește să pună în propoziție lucrurile, cine reușește să-i închidă pe toți, cine reușește să arate prin discurs o anumită mediană, acela este sprijinit politic. Nu faptele, nu cum arată orașele, nu vreo dovadă de bună administrare, ci discursul. Cred că în anii 90 discursul însemna foarte mult. Noi votam în funcție de cum se petreceau lucrurile la televizor, nu în in situ. În anii 90 noi aveam de recuperat o carență uriașă. Da. Da. Și plus că eram antrenați politic de Partidul Comunist într-un anumit fel. Tot pe discurs. Da? Deci lumea spune, domnule, nu se făcea politică înainte de 89. Ba da, se făcea.
Se făcea politică exact cum se face și acum, doar că făcea un singur partid politic. Da. Dar în interiorul acestui partid se făcea politică. Iar acest partid avea o viziune despre ce înseamnă politică și cum trebuie să fie lucrurile. Sigur, culmea e că și ei puneau accentul, dacă mai ține lumea minte, tot pe raportări faptice. Da. Dar ele erau îmbrăcate în contextul unei lupte ideologice. Da. Adică noi avem, noi realizăm astea pentru că ideologia noastră e mai bună decât ideologia capitalistă. Da? Mm. Bun, acum nu mai există o prea mare tensiune în sensul în care nu mai poți să critici capitalismul exclusiv din perspectiva marxistă. Da, da? Pentru că imediat capitaliștii o să-ți răspundă, zic, bine, ok, există Coreea de Nord, puteți să mergeți, nicio problemă. Da. Ei sunt dedicați idealurilor marxist-leniniste, sigur că da, nu. Nu vă oprește nimeni. Și atunci, e clar că nu mai poți să opui același tip de discurs. Pe de altă parte, oamenii s-au plictisit de discursurile ideologice. Da, da. Discursurile acestea ideologice nu mai au priză la oameni. Și nu e numai la noi. E o tendință generală. Cu cât societatea devine mai complexă și această societate a bunăstării ne conduce către, să zicem așa, o mai mare ofertă de bunuri și servicii și de moduri de a trăi viața, să zicem așa, foarte diferite, oamenii încearcă să se concentreze mai mult pe chestiunile care afectează direct. A gândi ideologic înseamnă a gândi, să zicem așa, într-o anumită perspectivă, a putea să înțelegi niște fenomene abstracte. Ori oamenii nu mai vor să înțeleagă fenomene abstracte, ei vor să se concentreze pe concret. Și se resimte imediat în plan. Se resimte practic lucrul ăsta. De asta, de exemplu, în teoria marxistă, nu? Cel mai mare dușman, nu? Erau sindicaliștii. Pentru că, de ce sindicaliști? Pentru că sindicaliștii încercau să rezolve problemele prin negociere încât să îmbunătățească efectiv la firul ierbii viața muncitorilor. Da? Nu era vorba de o mare și viziune. Și intau în coliziune cu ideologia care... Evident că dacă nu îți crește salariul constant, nu mai faci revoluție. Bismarck a înțeles foarte bine. Dă-le oamenilor, nu, asistență socială și o protecție, o pensie. Da? Și atunci ei nu mai fac revoluție. Ori, în momentul acesta, noi suntem într-o situație în care din punct de vedere economic, statistic, da? Pe cifre, stăm cum n-am stat niciodată în istoria noastră. Deci PIB-ul nostru acum e mai mare decât Grecia. Da. Da? Pe general. Bun. Nu, Ungaria are o dispută cu noi că i-am depășit. Ei spun, domne, nu ne-ați depășit. Da? Bun, ok, per capita stăm un pic mai prost. Dar chiar și așa, este evident faptul că noi am sărit economic foarte mult. Asta nu înseamnă că toată lumea o duce bine sau că multă lume nu o duce rău. De exemplu, în ultimul Eurobarometru care s-a publicat acum câteva zile, în ceea ce privește România, dacă, de exemplu, ceilalți din Europa, media europeană, considera că cel mai important lucru ar fi democrația, da? În România cel mai important lucru erau locurile de muncă. Deci, în România, de exemplu, noi simțim nevoia, nu, să participăm la această chestiune economică. Da? În alte părți vor să participe la chestiunea politică. Politică, da, da. Și acum, între politică și economie, există o strânsă legătură. Nu faci legătura asta din prima. Nu, în primul rând, vrei să-ți asiguri propria ta existență. Nu te existează locul de muncă. Asta e economia. Locuri de muncă. Da. Economia, locuri de muncă, locuri de muncă, locuri de muncă. La momentul când ai locurile de muncă, când sunt investiții și când economia începe să crească și România devine din ce în ce mai atractivă. Da? Atunci începe să te intereseze politica. Atunci începe să te intereseze politica. Adică în momentul în care ai plătit ratele la bancă, casa merge, copiii sunt cât de cât așezați. Ca o piramidă a nevoilor. Deci să te întrebă, dar de ce școala noastră scoate la are ăstea PISA mai puțin decât alte școli? Dar de ce la noi semafoarele nu își schimbă culoarea în funcție de trafic, cum am văzut eu că se... Dintr-o dată, nu, când faci shopping la Milano sau te duci să muncești ca badantă tot acolo, vezi cum funcționează ei și te întorci și spui, măi, dar parcă vrem și noi chestia asta. Adică încep să fii mai exigent. Și românii sunt din ce în ce mai exigenți. Și nu numai asta, dar în ultima perioadă s-a produs o mutație și în ceea ce privește valorile sau felul în care se privesc românii pe ei înșiși.
domnul profesor David de la Universitatea, directorul Universității Babeș-Bolyai, a reluat studiul acela cu psihologia poporului român și a observat că din ce în ce mai mulți români, ce a crescut, este nevoia de autonomie a României. Deci românii vor să fie autonomi, să fie stăpâni pe viața lor și să-și trăiască viața așa cum vor ei. Deci să nu mai depindă de diverse alte Este o mutație situații. Formidabilă față de... Este o mutație care vine în acord cu ceea ce știam noi despre români, nu? Adică înainte de toată istoria asta nebunească de 100 de ani... succesive, da. Noi am vrut să fim neatârnați. Noi înșine. Da, da. Adică să putem să facem ceea ce noi ne dorim. Și o altă chestiune interesantă este că, tot în acest sondaj, românii consideră solidaritatea ca fiind foarte importantă. Deci, pe de o parte, autonomie și pe de altă parte, solidaritate. Ceea ce e foarte interesant. Frumos. Da. Adică, pe de o parte, vrei să-ți rezolvi problemele tu și să poți să faci tu problemele. Pe de altă parte, vrei ca să poți să fii ajutat și să-i ajuți pe alții, dar nu în condițiile unei dependențe, ci în condițiile unei autonomii. Ceea ce cred eu că ne conduce din ce în ce mai mult către un alt tip de societate. Deci, din punctul acesta de vedere, eu sunt mai optimist decât multă lume care vede, să zicem așa, un soi de degradare, că am devenit din ce în ce mai egoiști, individualiști și așa mai departe. Eu observ din contră că pe măsură ce reușim să devenim mai autonomi, avem disponibilitatea de a ne întoarce și către ceilalți. Pentru că, de fapt, traiul bun, să spunem așa, nu? Ține de comunitate. Da, dacă cei din jurul tău o duc rău, nici tu nu o duci prea bine. Și atunci, dacă cei din jurul tău o duc bine și tu o duci bine... Da, te și focalizezi pe lucrurile urgente și atunci nu mai ai timp pentru dimensiunea comunitară, efectiv. Da, ești îngrijorat mult prea tare. Dar trebuie să rezolvi mai întâi problemele personale. Asta e, da. Dar iarăși, noi acum suntem într-o altă dinamică economică, într-o altă dinamică culturală și civilizațională. Apropo de găleți și de pixuri și de... Sigur, poți să dai și acum găleși da, pixuri. Nu mai funcționează. Oamenii au telefoane mobile, adică te duci la sat, da, nu? Te duci la sat și dai găleși și pixuri. Și oamenii au telefoane mobile. Cunosc pe cineva care mi-a povestit că a primit astfel de găleți și haine de iarnă. Erau cu însemnele unui partid și a luat haina și a întors-o pe dos și mergea cu ea prin curte, ca să nu se vadă însemne politice. Și mi-a zis că eu, oricum, am votat cu alții, dar am luat, că era păcat să nu iau. E absolut rațional. Adică, da. Și aici se vede că evoluția este totuși semnificativă. Riști să te expui unei critici din partea opiniei publice și inclusiv a alegătorilor, dacă performezi cu stilul acesta de a câștiga electorat. Astăzi nu mai funcționează, cel puțin pentru generația tânără. Asta ar însemna o formă de compromitere masivă pentru cineva care apelează la așa ceva. E adevărat că generația tânără în toate sondajele nu este cea mai puțin atrasă de viața politică. Deci, în general, de la 35 de ani în sus începe să crească intenția de participare la vot. 45-65 sunt zonele în care dintre cei care vor să vină la vot, aici sunt majoritatea, pentru că, bun, eu și o istorie, mulți din generațiile astea sunt legați de viața instituțiilor publice, noi avem foarte mulți angajați la stat, contează, când ești angajat la stat, contează cine guvernează, pentru că în funcție de asta primești sau nu primești numai salariul, dar și alocarea fondurilor. Facilitări. Și știm că primarii, de exemplu, nu tind să se ducă unde merge guvernul. Bun, dar sunt localități unde chiar erau discuții, fusesem undeva într-o localitate de munte și cineva deplângea faptul că ani de zile localitatea respectivă, care era totuși o stațiune importantă în urmă cu mai multe decenii, n-a reușit să facă progrese și din cauza faptului că vreo 6 mandate de primar, 5 mandate de primar, primarul a fost de fiecare dată de altă culoare politică decât guvernul. Și
locuitori au spus că de multe ori primăria a dat astfel de explicații, spunând noi am pregătit, dar proiectele noastre nu au fost, tocmai pentru că la centru nu au fost sprijinite, pentru că noi de fiecare dată am fost de altă culoare politică. Nu e o soluție, dar asta presupune... Să știți că există o soluție și, bun, de ieșire și din acest gen de impas, există câteva primării care au fost foarte conștiincioase în atragerea de fonduri europene pe barbă proprie. Absolut, și da. Atunci au dat posibilitatea primarilor să fie independenți față de presiunile politice de la județ sau de la centru. Nu sunt foarte multe povești de succes, dar poveștile există. Fondurile există. Fondurile există. Faptul că noi primim de la Uniunea Europeană foarte mulți bani. Sigur, banii trebuie cheltuiți și noi trebuie să știm să îi atragem. Da. Dar ei există. Cine reușește să îi acceseze, transformă radical. Sunt orașe care au fost și sate, absolut, comune, absolut, care au fost transformate radical. Da, da. De activitatea unor oameni care s-au implicat și care au înțeles că există niște oportunități și le pot valorifica. Și oamenii încep să vadă că genul ăsta de mentalitate și genul ăsta de a face lucrurile dă roade. Și se apropie de oamenii care au această competență. Da. E foarte important. Și asta și arată... autoritățile care nu au acces la resurse pot apela la experți care... Există firme specializate pentru scriere de proiecte. Și cunosc câteva situații unde o firmă specializată a luat în sarcină o problemă. Problema a fost transformată într-un proiect, a fost identificată sursa de finanțare, au primit acești bani, ei au și administrat o parte din proiect. Adică există resurse posibile, nu-i neapărat ca specialistul să fie angajat la primărie pentru a face un proiect. Există terți care pot face asta. Adică, în mod normal, dacă există interes... Și mai există ceva. Sunt câteva exemple în care oameni de succes din zona centrală, să zicem, s-au mutat în localitățile de reședință și au ridicat realmente nivelul localității respective. Da. Și cum viața acum ne permite ca infrastructură să trăim mai aproape de natură și românii întotdeauna au apreciat asta. Uh-huh. Chiar dacă ne uităm acum, vedem că cea mai mare densitate de populație în București, București atrage, bun, e capitala și aici ați resursele cele mai multe, totuși, noi am avut întotdeauna o anumită relație și cu satul și cu natura și ne place să avem o casă la țară, ne place să fie bine și acolo. Și există oameni, nu, care se pleacă din centru și se duc în diversele locuri de unde au venit. Unii dintre ei au niște rezultate senzaționale. Și oamenii nu văd. Primarul de așa a făcut asta. Noi de ce nu facem chestiunea asta? Și încet, iarăși, un proces nu se întâmplă peste noapte. Sunt zeci de mii de piedici. E complicat. Sunt nu creștere așa. Relații omenești. Dar, pe ansamblu, încet, încet, chestiunile astea se transformă. Și e și păcat. Noi acum, România, beneficiem de o situație absolut privilegiată. Din păcate, unul dintre motive este că ceea ce se întâmplă la est de noi obligă, să zicem așa, mari finanțatori pentru prima oară să se concentreze cu investițiile și cu modul de a își planifica, să zicem așa, dezvoltarea pe această regiune. Deci această regiune devine deosebit de importantă. Da, devin mai... Din perspectiva a conflictului din Ucraina. Și atunci... noi avem șansa de a debloca foarte multe lucruri. Deci e o șansă istorică. Realmente e o șansă istorică. E un mini program Marshall, hai să-i spunem, da? La care noi avem acces, acest PNRR, cu care noi, dacă ne mișcăm cu grație, și aici vorbesc de absolut toată clasa politică, și observ că în interiorul clasei politice, sau zic, marea majoritate a lor, sunt consistenți în această direcție. A, deci nu vor să irosească acești bani, pentru că acești bani sunt deosebit de importanți. Noi putem să schimbăm fața țării. Gândiți-vă, pentru prima oară se lucrează, da? Apropo de cei doi care suntem prezenți aici, nu? Da. Iași și București, pentru prima oară avem în lucru toată autostrada București-Iași. Uh-huh. Deci toate segmentele au fost date în lucru. Da, da. Da? S-au încheiat licitațiile, s-au trecut. Este un fapt extraordinar, faptul că noi putem să ajungem
în 3 ore să scăpăm de drumul morții, da. Da? Care este teribil, da. Este ceva îngrozitor, și să ajungem la Iași, asta va dinamiza fantastic relațiile. Și relațiile economice și culturale și sociale și așa mai departe. Se pregătesc cele două mari autostrăzi care vor traversa munții. Da? Cea dintre Iași și Târgu Mureș, cea dintre București și Sibiu. Sibiu. Da? Da? Pitești-Sibiu. Da. Deci se produc niște mutații. Nu s-au produs lucrurile astea până acum. Adică putem să luăm o perspectivă și mai amplă. De la retragerea aureliană, Noi nu am avut genul acesta de dezvoltare a infrastructurii. Deci perspectiva pe care trebuie să o pricepem, și aici o pricepe, cred, mai bine omul simplu decât intelectualul, care tinde să introducă tot felul de... Apropo de impactul de care spuneați, adică urcându-se în mașină și văzând cum autostrada prinde control, el cu adevărat va avea un standard de cernerea discursurilor politice la următoarele alegeri mai ridicat. Pentru că de data aceasta vreau și mai mult, pentru că am văzut că se poate, pentru că am un alt standard. Nu mai poate veni cineva cu oferte situate sub... Sub standard. Absolut. Da. Spunea la un moment dat Andrei Pleșe o chestiune. Civilizația începe în momentul când te duci la toaletă. Da. Se întorcea din Ungaria, nu știu de unde, și se întorcea să ducă la toaletă. Și când a văzut cum i-a zis, e neașteptată perspectiva, pentru că cineva ar putea să spună de biblioteci, de săli de expoziții. Toți ne ducem la biblioteci. Ne ducem puțin la biblioteci. În general, cei care ne ducem, avem genul ăsta de facilități. Problema este să... ca marea populația să-și îmbunătățească nivelul de trai. E și diferența asta teribilă. Arnold Toynbee a făcut asta, diferența între cultură și civilizație, pentru că totuși stabilitatea unei comunități o dă civilizația. Elevația vine din cultură, dar stabilitatea, consistența, sustenabilitatea pe termenul vine din civilizație. Aspecte la care nu ne gândim. De exemplu, calitatea instalațiilor sanitare, calitatea materialelor de construcție. De construcție. Faptul că, de exemplu, acum noi reușim să ne izolăm casele mult mai bine decât o făceam acum 30 de ani. Tot accentul acesta pus pe utilizarea energiei într-un mod sustenabil. Mulți poate să spună, bun, e o fantasmă, e așa, ideologie. Dar în momentul când vine factura, și credeți-mă, în momentul când vine factura, îi spui mulțumesc că am reușit să-mi pun niște panouri. Absolut. Și oamenii sunt atenți la chestiunea asta, țin de calitatea vieții. Și numai că sunt atenți, dar din ce în ce mai mulți își dau seama de conexiunea dintre acțiunea politică și ce se decide la nivel, nu numai la nivel național, dar și la nivel european și propria lor viață. Și nu întâmplător am propus să discutăm ultimul eurobarometru. Da, l-avem deja în planșă. Ultimul eurobarometru. Da. Apropo de ceea ce spuneați, că sunteți optimist cumva în modul în care vor evolua lucrurile în anii următori. Da, și a venit ca o surpriză, pentru că predicțiile locale estimau o participare la voturi europarlamentar destul de scăzută. Dar iată că eurobarometru, barometru parlamentar, care a fost publicat acum câteva zile, o metrică asta, pentru Parlament, ne arată România ca fiind în primele 5 țări europene în ceea ce privește cercul interior. 75% din cei care au participat la acest sondaj și-au exprimat intenția de a participa la europarlamentar. Deci este un scor fantastic. Extraordinar. Este un scor absolut fantastic. Evident, se păstrează aceeași diferență, cei peste 25-39 vor mai mult să meargă decât tinerii până în 24 de ani. Și observăm că avem o mică problemă economică, dificultăți la plata facturii, dar în general vedem că avem o viziune pozitivă cam la același nivel, negativă un pic mai mare, pentru că oamenii cumva sunt supărați și nu atât de mult pe UE cât pe chestiunea cu Schengen, nu? Care într-adevăr este
să spun așa, un lucru absolut nemeritat de România. România. Da, și sunt multe ecouri din Europa care ne și menționează acest lucru. Nu e vorba doar de discursul nostru, e vorba și de ceea ce au spus multe dintre autoritățile altor țări din UE, vorbind despre, deplângând de fapt situația aceasta. Este o situație complet nemeritată. România a depus foarte multe eforturi și nu vorbesc doar de acest guvern, ci aproape toate guvernele care s-au perindat, indiferent de culoarea lor politică, își doresc accesul nostru în Schengen. Populația dorește accesul nostru în Schengen, pentru că iarăși avem 4 milioane de oameni care locuiesc deja, în Europa. De fapt, da. Da. Și ei vin, se duc, se întorc, și e absolut natural să se întâmple chestiunea asta. Iar noi trebuie să stăm cozile acelea sinistre, se apropie Crăciunul, nu? Și iar o să venim la televizor, la poarta de intrare în vesta României, cozi gigantice, da, și umilitoare, nervi și așa mai departe. Da, e pur și simplu o umilință nemeritată. Da, da. Dar faptul că 75% din, să zicem așa, potențialii votanți vor să participe la aceste alegeri. Da? Și aici chiar nu contează cum o să voteze. Pentru că cel mai important lucru într-o democrație este participarea la vot. Sigur. Apropo de acel feedback, de acea sabie care la un moment dat taie și evaluează, mecanismul care este esențial. Și e, într-un fel e foarte bine pentru România că va fi un an foarte intens din punct de vedere politic. Și va fi un an în care România și alegătorul român cred că trebuie să se ridice, sau mai precis, trebuie să facă față unei alegeri istorice. În sensul în care dacă noi reușim, și poate cel mai important lucru aici este să ne menținem coeziunea, adică ca societate să nu existe o ruptură în interiorul nostru. Deci dacă noi reușim să construim, să zicem așa, o viață politică, da? Care să fie cât de cât coerentă, noi putem beneficia de această situație unică în istoria noastră și de a face un salt atât economic cât și civilizațional într-un mod foarte, foarte, foarte rapid. Și cred că este o miză foarte importantă. Și eu cred că foarte mulți din concetățenii nu știu înțeleg această miză. Mai avem 2 minute și ar merita un rețetar, câteva recomandări pentru aceia care sunt interesați și pentru cei care nu sunt interesați, ce-ar fi de făcut ca priza noastră la dinamica politică să crească? Care ar fi acele, nu știu, recomandări esențiale în materie de, nu știu, consum de media, lectura unor articole care vin să analizeze discursul politic, importanța modului în care se mișcă lucrurile la nivel local pentru a vedea capabilitățile de leadership și de management a celor care sunt aleși, ce ar trebui să facem, de fapt. 2-3 recomandări pentru publicul larg ca această prestație civică să se îmbunătățească în următoarele luni pentru acest gen de alegeri pe care le avem. E o chestie foarte simplă. Da? Google it. Da? Deci avem la dispoziție cea mai mare rețea de diseminare de informații din existența omenirii, numită internet. Ce le recomand tuturor care vor să înțeleagă mai bine, să pur și simplu să caute pe internet ce vor politicienii respectiv, ce declarații au dat, care sunt programele lor, care sunt proiectele lor, care este CV-ul lor. Există eventual și critici despre... În momentul când dai Google o să vezi, da, și unele și cele. Adică automat. Automat. Da, da. Dar să se uite pe programele lor. Da. Toate partidele au site-uri, toate partidele au programele puse acolo, ce promit, programele lor economice. Guvernul are chiar votat, ca să spun așa. Deci poți să te uiți la guvern să vezi ce vrea el. Strategia. Uite-te, poți să te uiți la ce vor fiecare parte. Dă numele politicianului pe internet și o să-ți apară o groază de chestii. Uită-te pe CV-ul lui public, toți au pagini publice. Există, dar nu este încă în România. Eu am participat într-un proiect european care a propus această chestiune. Există niște aplicații făcute de niște ONG-uri care pun la oaltă toate informațiile publice. Deci CV-uri, programe, pur și simplu ai aplicația. Nu și dacă tu vrei să... Da, nu mai trebuie să cauți. Ai aplicația pe telefon și te uiți, spui Câmpul Lung Moldovenesc sau, nu știu, Tecuci. Da, da. Și dai click și vezi, în Tecuci sunt 5 partide și propun asta. Le propun pe XYZ. Cine a fost primar? XYZ. Ce program a avut? Ăla, așa.
Deocamdată în România nu există, pentru că este o aplicație foarte interesantă. În alte părți, în Franța, unde există, și în Australia, e plătită de politicieni. Deci politicienii plătesc să apară în chestiunea asta. Un fel de transparență minunată și facilitare. Sper ca cineva din România să preia această inițiativă. Evident, non-partinic, pentru că există partinic. Bun. Partidele își fac acum aplicații. Face un scandal. Ele aplicații, da. E foarte bine. Utilizează social media. Sigur, da. Și atenție, acum alegătorii, repet, au smartphone. Dar nu mai vorbim de tantii de la țară care nu știe să aprindă lumină. Nu mai sunt așa sau care de mulți. Depinde strict de două canale de televiziune, și acolo este doar perspectiva respectivă. Dacă ne uităm un pic aici, da, această zonă 25-54, da? Sau da. 50, da, de la 25 până la 55, da. Aici sunt oameni care deja știu să acceseze informația, se uită pe TikTok, se uită pe toate chestiunile astea. Sfatul meu este să caute, pentru că există multe informații, și sfatul meu către politicieni, să fie prezenți acolo unde sunt oameni. Acum oamenii sunt în anumite zone prezenți, să vină să se întâlnească cu alegătorii, pentru că cred că e în beneficiu tuturor în acest moment să alegem informat. Mulțumesc pentru această indicație. Încheiem aici emisiunea. Au trecut timpul foarte repede, dar păstrăm acest interes. Este absolut necesar pentru mersul societății noastre, pentru viață, pentru copiii care trăiesc în această țară, pentru istoria recentă, și să facilităm această comunicare între noi și factorii politici, să ne documentăm și să alegem cu responsabilitate destinele României și ale localităților unde trăim pentru următorii ani și reprezentanților noștri pe lângă organismele europene. E ceva foarte important și pentru asta păstrăm aceste recomandări ale invitatului nostru. Mulțumim foarte mult pentru participare. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Trebuie să mai facem emisiuni despre științele politice, pentru că avem un deficit de informații în zona aceasta și spre deosebire de mecanica cuantică sau de neurofiziologie, lucrurile acestea ne afectează direct și cred că ar trebui să facem mai multe. Cu mare plăcere. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea Lumina Celui Nevăzut. La revedere!